Mamă, băi, în sfârșit, în sfârșit sunt acasă singur și mă pot juca pe calculator. Credeam că nu mai scap de Huggy Wuggy și de Catnap pe episodul trecut. Nu știu cum am scăpat de ei, că era cât pe ce să fiu mâncat de vreo 3 ori de nebuni ăștia, măi, în sfârșit am scăpat de ei, băi. Și pot să mă joc, uite-te, așa iau tastatura și dau cu ea așa de pământ, că nimeni nu mă poate opri, băi, că e calculatorul meu ăsta, mă. Numai că nu vrea să pornească. Aoleu, păi așa pățesc dacă nu mi-a mai schimbat calculatorul de 15 ani, că dacă dau o dată cu el de perete, să vezi cum își revine. Ia băi de aici, ia. O să mă joc și eu Roblox liniștit sau nu pot? Nu, bă, nu vrea, uite că m-am și lovit singur, au. Bine, știi ceva? Gata, mă duc și mă uit la televizor. Tata Motan deschide ușa Băi, mai repede. cine mă strigă de acolo de la ușă? Oh, nu, sper că nu-i iar. Sper că nu iar Catnap sau Huggy Wuggy sau cineva. Nu, bă, că văd că nu-i nimeni, ia să văd. Sunt chiar aici, băi, tu chiar nu vezi? Haide, vino până nu mă enervez. Cred că era o alarmă falsă, băi, că nu-i nimeni în fața ușii mele. Bă, tu chiar ești surd? Hai mai repede aici. Ce? Nu, acum vin, Catnap, stai, nu te-am văzut, nu încercam să mă prefac că nu te văd ca să scap de tine, nu. Nu pot să nu mă mănânci acum. Te ajut cu tot ce vrei tu. Spune-mi doar lasă-mă în pace, că eu nu vreau să pățesc nimic. Liniște. Am o misiune foarte ușoară pentru tine. Vreau să mă ajut să o cuceresc pe Kissimissi. Poftim? Cum adică? Dar tu chiar crezi că Kissimissi vrea să iasă cu tine, că ai căsătorită cu Huggy Wuggy de vreo 12 ani de zile? Nu mă interesează. De când am văzut-o pe Kissimissi, doar la ea mă gândesc. Deci facem cumva ca să reușim planul. Băi, dacă e să te ajut, trebuie să facem un plan foarte bun, pentru că o să fie greu să o cucerești, că ei îi place în secret de mine, de Tata Motan, e îndrăgostită Kissimissi, doar că eu i-am spus că nu vreau să fiu cu ea, pentru că altfel s-ar supăra Huggy Wuggy pe mine și mă mănâncă. Băi, tu faci mișto de mine? Vrei Nu, să-ți arăt nu, eu stai așa, ție? n-am spus că vreau să ți-o fur, nu, nu, nu te rog, am glumit și eu, am zis așa la glumă. Ai glumit, ai? Hai că-ți arăt Nu, eu ție o glumă acum. Ia vino tu la mine cu nu te rog să mă lași, nam. nu ți-o las, ți-o las doar ție, O nu, să te nu vreau eu să prind, mă o duc să să te mă prind, căsătoresc tata eu cu ea în locul Motan. tău, pleacă de aici, E timpul pleacă, să-ți dau o lecție, tata nu te Motan. rog, lasă-mă, promit că fac E orice, prea târziu. nu. Am. Acum sper că ți-ai învățat lecția, tata Motan. Așa că hai să trecem la treabă și fă și tu cumva ca să pot să mă întâlnesc cu ea, să o scol la o întâlnire. Nu parcă aveai tu numărul lui Kissimissi de telefon? Ia încearcă tu să o suni, să vedem. Bine, hai că scot acum telefonul să o sun, numai că trebuie să te aranjezi și tu puțin, tu nu vezi cu arăți vai de capul tău, bă, cum vrei să te placă așa? Băi, netrebnicule, tu iar mă faci Nu, urât? nu, am glumit, nu, arăți perfect, cred că oricine s-ar îndrăgosti de tine, Catnap, ești cea mai frumoasă pisică monstru pe care am văzut-o în viața mea. Da, măi, normal că sunt îndrăgostești, ce ai, nu te mai aranjăm, da, n-am vrut să zic că ești urât, nu, eu, cum să zic că... Normal că Kissimissi o să te placă pe tine mai mult și o să se despartă de Huggy Wuggy. Da, măi, hai că acum o chem, da, na, aranjează-te și tu puțin așa ca să o dai pe spate și mai mult, eu așa zic, da. Bun, hai că-i dau acum un telefon, ia să găsesc eu telefonul, băi, unii telefonul ăla, frate, a, uite-l, mamă, băi, da, oare Kissimissi răspunde dacă o sunt de pe telefonul fix, că... Casa asta e cam învechită și numai eu mai am telefoane de astea, că acum toată lumea e cu smartphone. Băi, poate... Eu cred că Kissimissi are iPhone 15 și... Na, nu știu dacă o să răspundă. Ia să o sun. Ia să formez aici numărul 0742 111 222. Ia să vedem. Ia! Ia că văd că răspunde. Alo, Kissimissi, tu ești acolo? Cine mă sune să mă deranjeze? Nu pot să fac și Nu, nu eu vreau să baie te liniștită? deranjez. Știu că făceai duș acum. Doar că am aici un admirator care vrea să te vadă și spune că dacă nu, nu o să vii chiar acum, mă mănâncă. Ce mă interesează pe mine? Lasă să te mănânce. Nu stai așa, Kissimissi, că știu că nu, pe tine te interesează și că ești căsătorită, doar că trebuie să vii neapărat. Pentru că spune că vrea să-ți dea și 100 de mii de dolari. Crezi că eu sunt proastă și mă păcălești? Du-te, măi!
Ce ai, mă, cum adică să bag eu de la mine asta? Nu, măi, chiar vrea să îi venit aici cu valizele cu bani, băi. Vrea să te îmbogățească, să te plătească doar ca să se uite la tine, să te admire. Că e un fan atât de înfocat încât ar plăti doar ca să se uite la frumusețea ta, băi. Că așa ai, tu meriți să fii mult mai apreciată, nu așa cum faci Hagi Wagi. Meriți să fii pusă pe piedestal ca o regină, așa cum meriți tu, da, măi. Vino repede aici până nu dau de belele mai mari și până nu se răzgândește. Da, băi, că uite, zice că dacă nu vii, vrea să plece cu banii, cu tot. Da, da, da. Bine, bine, hai că vin. Dar dacă mă minți, te mănânc. Bine, bine, te așteptăm. Pa, pa. Pa. Gata, Kirnep, am rezolvat. O să vină, doar că acum trebuie să facă un plan secret ca să nu prindă Hagi Wagi când vrea să iasă la întâlnire. Că dacă vede Hagi Wagi, îi rău. Pentru că o să vrea să ne mănânci și pe tine și pe mine și pe Kissimisi. Dacă vede că e foarte gelos. Așa că mai bine ar fi să-ți ții gura și să nu-i spui nimic lui Hagi Wagi. Da, să ții secretul doar pentru tine și Kissimisi. Și că așa e cel mai bine pentru toți. Da, tata Motan, stai tu liniștit, că eu sunt expert la ținut secrete. Tata Motan, am ajuns. Ia să văd că am auzit ceva. Cred că a ajuns Kissimisi. Ia să mă duc. Hai odată că mă plictisesc. Kissimisi, mama, ai ajuns. Ce bine, băi, că abia te aștepta Kidnap să te vadă, da. Uite-te, hai că te iau eu, că văd că ești obosită. Ia, vină cu a, așa, și te duc exact la el să faceți cunoștință, măi. Hai mai repede, ia, că peste o oră am programare la unghiuțe. Kidnap, ia spune-i tu lui Kissimisi cât de mult o iubești și cât de mult îți place de ea, băi, că așa cum ai povestit și mie, să vedem dacă rămâne impresionată. Dacă eu sunt foarte emoționat, tata Motan, eu nu știu, eu n-am mai vorbit cu femei până acum. Kissimisi, voiam doar să zic că sunt cel mai mare fan al tău și că poți să faci ce vrei cu mine, că eu oricum o să fiu disperat după tine. Vai de capul meu, băi, pentru asta m-ați chemat voi până aici, ca să mă întâlnesc eu cu fraierul ăsta care, pe lângă că nici n-are bani, nici nu știe să vorbească cu fetele. Pamă, păi, dacă știam că era pe așa, nici nu veneam. Nu, n-am încercat să te păcălim, Kissimisi, că el așa mi-a spus că vine cu bani. Poftim? Tata Motan, ești un mincinos afurisit. Cum mă îndrăznești? Nu, vă rog să nu vă supărați pe mine, eu doar am încercat să vă fac să vă îndrăgostiți. De astea îmi faci? Las că ți-arăt eu ție. Nu, 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 n-am vrut să vă supăr. Deci mă voi doar pentru banii mei? Bă, ia să te mănânc atunci. Kidnap, de ce ai mâncat-o pe Kissimisi? Că și-a bătut joc de sentimentele mele. N-am vrut să te păcălesc. Chiar am vrut să o conving să vină, de-aia i-am spus că o aștepți cu mulți bani. Mă interesează scuzele. Nu, te rog, lasă-mă în pace. Băi, acum o să se supere și Hagi Wagi când o să afli ce ai făcut. Nu mă interesează de fraierul ăla. De aici. Vino, băi. Băi, răule, du-te, măi, eu doar am vrut să te ajut. Nu, stai că mă încolțești, băi, nici nu mai am unde să fug, trebuie să mă duc direct spre hambar, că nu cred în cap aici. Ia, bă, să văd, ce mai faci tu aici? Ai unde să fugi, tata? Mamă, fraierii, că nu-mi capi. Bă, o încăput, nu mai am unde să mă duc. Nu, ajutor! Tata Motan, tu cumva ai încercat să o faci pe Kissimisi să se îndrăgostească de fraierul ăla de chetne pe la spatele meu? Așa trădare să-mi faci tu? Și eu care credeam că suntem și noi prieteni și te pot lăsa în pace fără să te mai terorizezi. Nu, atâta. Hagi Wagi, promit că nu-i vina mea, nu eu am încercat să-i fac să fie împreună. N-am vrut să te trădez, adică nu te-am trădat, dar m-a obligat. Kidnap a zis că dacă, mi-a spus că dacă nu fac pe Kissimisi să îndrăgostească de el, că vine și mă mănâncă și îmi face numai zile de coșmar. Chiar n-am vrut, că eu nici măcar nu sunt prieten cu Kidnap. Tu iar mă minți, tata Motan, că nu. Te-am văzut atunci la ceai. Nu, atunci mă prefăceam la ceai, nu eram prieten cu el. Nu, atunci când am ieșit cu toții, eram acolo ținut cu forța. Minciuni! Nu mai minciuni! Da, dacă vrei, te ajut să-l prindem ca să te răzbuni, că o mâncat-o pe Kissimisi. Cum adică o mâncat-o pe Kissimisi? Nu mai pot de nervi. Adul imediat aici ca să-i arăt eu lui că bine, nimeni nu se ia de Kissimisi-a mea. Nu trebuie să fie așa nervos. Să nu fiu nervos? Cum să nu fiu nervos? Când îl prind, îl rup în bucățele și îl mănânc în fața ta. Ok, mă duc să-l chem ca să-i arăt tu cine e mai puternic și să-i arăt tu că nimeni nu se ia de Kissimisi. Bine, o catnap,
Vino că Hagiwagi vrea să vorbească civilizat cu tine, așa am înțeles de la el. Acum, na, nu știu ce vrea să-ți facă, dar cred că vrea doar să vorbiți. Ia, Catnap, unde ești? Te-a ascuns după mașină? Bă! Mamă, măi, Catnap s-a transformat! S-a făcut în Catnap de coșmar, de când a mâncat-o pe Kissy Missy, cred că a devenit mult mai fioros. Ia să văd, să văd dacă Catnap mă mai recunoaște. Catnap, ești ok? Da, tata, motan, mă simt mai bine ca niciodată. Mamă, băi, frate, i s-a schimbat și vocea de când s-a transformat așa. Acum nu știu ce să spun. Oare Hagiwagi o să mai poată să-l bată? Sau credeți acum că Catnap o să-l învingă pentru că s-a transformat și are o evoluție mai malefică și mai puternică? Scrieți în comentarii, cine credeți că o să câștige? O să îl omoare Hagiwagi ca să se răzbune sau e mai puternic Catnap și nu are nicio șansă împotriva lui? Hai ca să discut cu el atunci. Bine, Catnap, hai ca să discuți cu Hagiwagi să vă rezolvați voi problemele între voi. Dar acum, na, încercați să nu fiți chiar violenți, pentru că eu nu vreau să văd aici numai urme de sânge și de bătaie lângă casa mea, că abia am făcut și eu curățenie, da? Așa că discutați civilizat, vă rog, ca să nu chem poliția. Catnap, animal păros și urât ce ești, vino să te tai în bucăți. Hai să te văd, fraierii, să văd dacă ești în stare. Păi frate, evoluția asta malefică a lui Catnap l-a devorat pe Hagiwagi. Băi, nu mă așteptam. Eu știu că Catnap era mai slab decât Hagiwagi. Da, tata, motan, dar acum am evoluat și a devenit foarte puternic. Nu mă mai poate opri. Mamă, băi,